Clipe de groază într-o familie din comuna Gălățeană Negrilești, după ce băiețelul de 4 ani a fost mușcat de calul familiei. Micuțul cu fața desfigurată a fost preluat de medicii de la ambulanță. La sosirea la fața locului, echipajul nostru a constatat că victima avea multiple plăgi la nivelul feței, plăgi mușcate de cal. Era vorba de o plagă mușcată la nivelul obrazului și o alta la nivelul buzei inferioare, plăgi profunde, cu afectarea, să spunem, funcționalității mușchilor feței, cu posibilitate de sechele, cu mutilare, sigur. După ce i s-au acordat primele îngrijiri, a fost pansat, sedat, perfuzat, copilul a fost transportat inițial la Spitalul Târgu Bujor, ulterior fiind transportat în continuare la Spitalul de Pediatrie Galați, unde va primi tratamentul corect, tratamentul chirurgical necesar în asemenea situație. Incidentul poate fi foarte grav. În cazul lui, sigur, se pune problema deocamdată esteticii și a funcționalității mușchilor feței, dar mușcătura de cal este foarte periculoasă, întrucât calul mușcă cu o forță foarte mare și au fost citate și cazuri în care s-au fracturat oase mari sau chiar amputare de degete. Deci, sigur că aici probabil că copilul n-a fost supravegheat.